multe ori când avem o banală durere de cap sau de stomac sau chiar și o răceală, ne tratăm acasă cu medicamentele pe care ni le sugerează prietenii sau după rețeta medicului. Cert este că atunci când vedem prețul acestor medicamente, rămânem șocați. Da. Și care e partea bună? Că în reportajul care urmează să vedem medicamente mai scumpe și mai ieftine, dar care au aceleași substanțe active și utile. Hai să vedem. Da. Deseori, doctorii prescriu pacienților medicamente dintre cele mai scumpe, fără a se gândi dacă aceștia au sau nu bani să le cumpere. Ceea ce poate nu știați este că în farmacie aproape fiecare medicament are un analog, adică un preparat care conține aceleași substanțe, doar că se vinde la un preț mai mic. De exemplu, preparatele pentru tulburări digestive. Creonul și pancreatinul. Dacă să luăm în preț, este o diferență colosală. Creonul e foarte scump, pancreatinul e foarte ieftin. Atunci când optați pentru un medicament mai ieftin, trebuie să vă gândiți la ce rezultat vă așteptați. Creonul se absorbe în intestinul subțire, dar pancreatinul este tabletat și efectul pe jumătate îl pierde în stomac. Medicamentele antiinflamatoare și analgezice, Nurofenul și Ibuprofenul. Des întreabă Nurofen și Ibuprofen. Nurofenul este unicul medicament care se produce în mai multe forme, dar Ibuprofenul care se produce la noi, el este numai în formă tabletată și în capsulă. Specialiștii spun că ambele preparate sunt eficiente, doar că în cazul celor mici ar trebui să vă gândiți de două ori înainte să alegeți. Dacă merge vorba despre un copil sau când ai careva alte probleme și trebuie să-l primești în supozitorii, aici trebuie să iei Nurofen. Medicamentele analoge sunt mai ieftine pentru că ele deja nu mai au nevoie de o mulțime de testări în comparație cu cele originale. Este brandat, patentat, pe toate chestiile astea se cheltuie foarte mulți bani și evident că tot se aplică pe preț, dar este molecula originală. După 10 ani, cum expiră patentul, se produc preparate generice. Atunci când mergeți la medic, întrebați-l despre preparatele analoage și efectul acestora și nu vă lăsați pe mâna farmaciștilor. Eu nu pot să recomand o pastilă de dureri de cap să nu știu etiologia. Poate omul are tensiuni, poate, Doamne ferește, are vreo patologie. Unele farmacii au contracte cu firmele care produc medicamente, motiv pentru care recomandă anumite preparate. În schimb, medicii sunt obligați să prezinte pacienților și varianta mai ieftină a preparatului. Așa că informați-vă și nu vă lăsați manipulați.